Bună, bună și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să facem un haul de cumpărături de la Kaufland. Am făcut niște cumpărături așa mai multe, în valoare de 313,40. Și să începem să nu ne lungim. Am făcut de la Kaufland și la noi în Kaufland, în cinta magazinului, este și magazin de mezeluri Serceana, Poiana Mărului, sunt foarte bune. Eu am și lucrat la ei o perioadă. Sunt foarte, foarte bune produsele și am luat ceva de la ei. Deci o să vă arăt și produsele, deoarece sunt băgate în sacoșe direct și în acele sacoșe și nu le-am mai sortat. Le scot direct în sacoșe, să le las pe masă, pe urmă să le pot aranja eu. Ok, aici o să vă arăt, am luat aceste sticks-uri pentru pisicuțul. Acest tocător de vinete, l-am prins la ofertă, parcă undeva la 5 lei, tocător de acela din lemn. De la Serceana am luat acest ciolan de porc afumat. Îl pot, hai să și desfacă de la rău, dacă e. Așa arată, o să fac o ciocuță de fasole cu ciolan. Care bun. Și așa zic că sunt cât de cât curate produsele lor, deci nu conțin foarte multe euri și alte chestii. Aici am luat niște cârnați de case, tot de la Serceana. Am luat așa bucată, haideți să desfac și cu asta, să putem vedea. Arată tare, tare bine, deci chiar ca un cârnaț de casă. Deci, să nu vă spun cum miroase, genial. Nu știu încă ce fac cu el, dar cu siguranță să-i găsesc eu o atribuție. Să scuzați zgomotul, acum le scot din sacoșă, n-o să... așa este. Am luat aceste cereale Nesquik pentru cel mic, o sticlă de ulei Bunica la 2 litri. Am luat acest iaurt cu cereale KitKat, ne plac atât nouă cât și copiilor tare mult. Tot din aceeași gamă am luat acestea cu Nesquik, cu cereale Nesquik, la fel tare bune, mai sunt și cu Lion și mai multe. Am luat acest odorizant de pentru baie, am aparat dintre acelea de abia doar apeși pe el, no, când mergem la baie și mai sunt mirosuri neplăcute, le elimină rapid. Am luat aceste batoane de cereale Nesquik, nu ne plac tare mult, chiar și eu le țin în geantă de obicei câte unul, pentru ca și gustare sau depinde când se face foame sau am așa o scădere de calciu, îmi place să am câte un baton de acesta în geantă. Fiului meu e dor de școală, deși nu cred că o să înceapă, o să facă tot online, dar i-am luat un pic din acesta pilot, tot mami vreau, mami vreau, ok. Dacă ne dor de școală, ne dor de școală. O să mă vopsesc curând, pentru că am niște rădăcini groaznice și mi-am luat această vopsea platinată, blond ultra platinat de la Saios. Cred că e prima dată când mă vopsesc cu vopsea de la Saios. Sper să fie, bună și să-mi prindă culoarea. Sunt conștientă de faptul că nu o să-mi prindă exact la fel, dar cât de cât asemănător, aș fi mulțumită. Lăsați-mi și voi în comentarii dacă ați folosit vopserele de la Saios și ce părere aveți despre ele. La mine e prima dată când le încerc. Am folosit tot de la Palette, de la Londa, diverse. Ca și gustorele, am luat aceste sărățele de la Tonti cu sare și cu mix de semințe. Bidonaj dintre acesta de lapte, 1,5% de sime, mă ne place tare mult, niște ardei graș, arăta tare bine, am fost și redușat, să știți, destul de multe oferte. Am luat acestea, de exemplu, erau de la 12 lei, undeva la 6 lei kilogramul și arată tare, tare bine. Și
că nu sunt nici măcar atiș. La fel la vinete, de la 6 lei kilogramul am luat cu 5 și un pic. Uitați ce bine arată. Am luat și 3 vinete să le facem așa să arate cu maioneză. În perioada asta cu roșii de grădină sunt super delicioase. Am luat aceste șervețele umede de la Dr. Wipes. V-am spus că nu ne plac tare mult pentru adulți, sunt așa mari, foarte ok. Eu tot timpul am șervețele umede în bani, niciodată nu mă las fără. 2 bucăți de avocado. Tot de la Sergeana, acest salam ungureț picant. Deci vreau să vă spun, e genial. Dacă aveți Sergeana în zona voastră, chiar vi recomand să-l încercați. E foarte, foarte bun. Un delicat cu gust de găină. Nu e sănătos, știu, nu mă criticați. Dar mă ne place tare mult. Am luat un pachet de absorbante de acestea zilnice de la Discreet. Always Discreet. Foarte bine, sunt și parfumate. Văd că acum s-a trăpat puțin cutia în sacoșă și mi-a venit așa un miros tare drăguț. Am luat acest iaurt de la Müller cu vișine, piersici și stracciatella. Nu pot să le dintre acelea mănânte de ciocolată, mă plac tare, tare mâncarea. Un muștar fin de la bunica. De data asta am ales să le iau așa, de obicei le iau la borcan, dar nu știu de ce am venit să le iei. Eu cred că e mai ușor de dozat. Fiul meu a dorit să-și ia acest gel de duș Gerovital. De la Gerovital, man, e super ok, îi place cum miroase. Încă nu l-a testat să vadă pe corp, dar e ok. Iar tot de la Sergeana acest super delicios pateu. Deci e efectiv un super, super gustos. Mie ne place tare mult și oricând, de câte ori avem ocazia să ajungem din Kaufland, îl cumpărăm. Niște păstârnac sau și rădăcină și atât de pătrunjel cât și de păstârnac. Tot pentru ciorbițe, nu știu exact ce o să fac încă de mâncare la ciorbă. Știu că o să fac de fasole cu ciolan, dar altceva nu știu încă nu sunt hotărâtă. Am luat încă 2 pachete batoane de aceea de Nesquik, o frișcă dintre acestea lichidă, nu am luat-o pentru ceva anume, doar am luat, am zis să fie în frigider, că nu știu când. Poate o să fac ceva dulce, dar nu sunt hotărâtă. Și mi-am luat aceste 2 chestii, accesorii pentru păr, această corduluță cu urechiușe, pentru că de câte ori mă demachie seara, fac rutina de seară și de dimineață. Tot timpul mă disperă faptul că îmi vin multe fire de păr în față. Și tot pentru aceea am luat asta și am zis că, deși poate îl prind sau nu, o pun pe cap și să știți că ține destul de bine și nu a fost 5 lei, deci foarte ok. Acum sper să și ține, am probat-o și în magazin Kipto, nu știu dacă era voie, dar a fost ok. Am găsit și acest accesoriu, la fel cu perluțe albe, sub formă de fundiță, mi s-a părut drăguță, tot 5 lei, am zis că merit. Nu o avere și să o iau. Și că un pic să mut sacoșa, că e extraordinar de grea. Dacă doriți să erau produsele de la Sergeana, să vă spun și prețul, știu că pateul e undeva la 2,20 lei, parcă țipla aceea de salam unguresc undeva la 7,50 lei sau 60. Și restul sunt la kilogram, că nu v-am apucat să vă zic prețul. Ciolanul e 14,95 kg și cărnații de casă sunt la 37,50, deoarece sunt la promoție luna aceasta. În fiecare lună au anumite produse care se găsesc la promoție. Am luat acești morcovi cu frunze. Nu știu de ce am luat cu frunze, efectiv mi-a plăcut cum arată. Și a fost 87 de bani. Deci, 87 de bani. Și vreau să spun că arată super, super fain. Deci nu e avere, îi las aici în cadru. Sper să nu vă deranjeze. Încă o sticlă de lapte. Sunt în decor morcovii mei. Pun așa să se vadă mai mult verde. Tot ca și, nu știu dacă neapărat ofertă a fost. O bucată de țelină, tot așa cu frunze, deci de rădăcina și frunzele. Nu am gândit că frunzele se le bag în
congelator. Și țărina cu siguranță o voi folosi. Am uitat să țin pachet de zahăr brun din trestie de zahăr de la Diamant. Pentru că mi se terminase zahărul brun și mi-e place tare mai mult zahărul brun, mai ales la cafea. Aici am luat niște șuncă sifi de porc feliată. Și asta se fă la ofertă de la 5-6 de lei, parcă la kilogramul e la 43,90. Am zis că am avut foarte multe oferte astăzi. Nu știu când am nimerit și eu foarte rar prind oferte, dar asta e. Am profitat și am luat, nu mai desfac, că fiind feliuțe, n-are rost să le mai... Nu știu sigur dacă o mâncăm chiar acum și mai bine să... Bine, seara asta cu siguranță nu că e ora 10, dar nu am luat și această carne de porc tocată. Cred că o să fac niște pifteluțe, dar m-am zis încă nu sunt hotărâtă, mai meditez pe treaba asta. Vorbind de oferte, am prins la ofertă acest cotlet de porc fără os. E genial pentru mine, zic, uitați ce bine arată. Așa, și a fost doar 13,99 kg. Eu am luat o bucată de aceasta de 2 kg și 100. Vă dați seama că o să o porționez, nu o să o folosesc toată dată, dar e ok. Un unt de masă de la Biomilk. Nouă ne place tare mult untul, mai ales cel mic. Am luat 4 sticle de acestea de Strongbow pentru mine, pentru că da, e vară, e cald. Și îmi plac tare mult. Îmi scot pe ambele, dar nu vi le mai arăt. Așa. Un fairy dintre acestea mare de vase. La... 1 litru 200. Pentru că da vară și tot ce vă spuneam mai devreme, am luat o set dintre acestea de Ursus Cooler cu lămâie. Bere. Un cocolino de vase. De vase, doamne! Balsam de rufe. Cocolino de vase. Deci să vă rog frumos să căutați cocolino pentru vase. Două sticle de Coca-Cola, că da, Coca-Cola rece, ce bună e, dar, da, e o patimă, e un viciu, vă rog, nu comentați, știu, nu e bună, nu e sănătoasă, nu mai vreau teorii, dar asta este. Câteodată, mai așa, și am luat soțul meu în această, acest bac de Timișoreana și un bac de apă borset, la 1,5 litri, așa vi-l arăt eu, așa, și un box de Chantal, vă scot numai o sticlă să vă arăt, am luat 6 sticle, dar vă arăt numai una, pentru că n-are rost să vă arăt mai multe, un box, am luat 6 bucăți, Chantal din acesta, top limonată. Cam astea sunt cumpărăturile mele astăzi. Au fost destul de multe, v-am zis, 413 lei. Cred că o să mai merg și până la Lidl sau la un magazin de acesta local pentru a-mi lua anumite chestii și mâine dimineață la piață. Poate o să vă iau și pe voi la piață dacă e să merg, dar vedem. Momentan acestea sunt și revenim cu următoarele cumpărături. Pici! Pe weekend am hotărât să fac o ciorbiță de fasole cu ciolan și m-am gândit să vă arăt și vouă rețeta și modul în care o prepar eu. Aici am tocat legume, ceapă, ardei gras roșu, ardei gras galben, morcov și pătrunjel și păstârnac. Aici e fasole albă, am pus-o în prealabil cam... o jumătate de oră, o oră în apă rece pentru a se muia și a se fierbe mai repede. Și aici am un ciolan odorhei care o să completeze gustul și o să dea super savoare, da, vase nespălate. O să îi dea gustul la aceste mâncări. Pe parcurs o să vă revin și sper să vă placă și vouă cum o să iasă la final, cel puțin vizual, deoarece degustat, cine vrea, îl aștept cu drag. Sper să vă fie de folos această rețetă și rămâneți în continuare cu mine. Am călit legumele, morcovul cu ceapa, păstârnacul și ardeii.
I-am călit în puțin ulei, am adăugat apă și fasolea. Acum o să... am adăugat apă caldă pentru a începe să fiarbă mai repede. Iar acum o să adaug ciolanul. L-am secționat puțin, puteți vedea după cum puteți vedea. Și acum, efectiv, îl lăsăm să fiarbă. Eu nu sunt genul care să fiarbă fasolea în 2-3 ape, pentru că noi nu avem probleme nici cu gaz, nici cu nimic. Și ne place, efectiv, gustul care lasă în prima fază. L-am pus și acum așteptăm să dea în clocot și să înceapă să fiarbă. Cu siguranță va fierbe aproximativ o oră. Ciorbica fierbe aproximativ de 40 de minute. O să o mai lăsăm, bineînțeles. Dar vreau să vă arăt că fierbe, își schimbă culoarea, e foarte, foarte bine miroase. Acum o să tai niște frunze de țelină. Am luat din cafandă țelină cu frunze, tocmai pentru a folosi frunzele pentru această ciopiță. O să le tocmărunci și o să le bag în ea ca să-și ia aroma și din frunzele de țelină. Cam așa arată ciorbica. După ce am tăiat frunzele de țelină, acum o mai las la fiert aproximativ 30 de minute. Să încercăm până când fasolea este fiartă. Asta în funcție de fasole, că sunt diferite soiuri care fierb mai repede sau mai încet. Vedeți, a dat un pic și pe aragaz, asta e, mi-a dat de muncă, dar știm fiecare cum e când faci mâncare. O lăsăm să fiarbă în continuare și revenim cu rezultatul final. Ei bine, așa arată ciorbița mea de fasole cu ciolan. E tare, tare delicioasă. Eu vă sugerez să încercați și voi rețeta. Eu am folosit 4 morcovi mari, 2 păstârnaci, 2 păstârnaci și o rădăcină de pătrunjel, un ardei gras roșu, un ardei gras galben, o jumătate de kilogram de fasole și un ciolan. Sper să vă placă și să încercați și voi. Cam acesta a fost videoul meu de astăzi, sper că v-a plăcut, atât cumpărăturile cât și rețeta de ciorbiță de fasole cu ciolan. Și ce vreau eu să vă spun e că m-am gândit să fac un Q&A și ceea ce vă rog să lăsați un comentariu la această postare, la acest video, cu întrebările voastre. Vreau să ne cunoaștem mai bine și chiar sunt curioasă ce întrebări aveți să-mi puneți și ce doriți să aflați despre mine. Așadar, lăsați-mi în comentarii întrebările voastre și eu o să fac un clip separat, un Q&A, la care o să vă răspund cu drag la fiecare în parte. Vă pup și vă aștept cu drag la următorul video. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați și să apăsați clopoțelul ca să fiți anunțați de câte ori o să postez câte ceva. Pupici!